Până acum, aici la Craiova, ne pregătim de o revanșă mult așteptată între Alex Filip, cel poreclit Anonymous, un luptător extrem de spectaculos, nu doar prin felul în care arată cu această colecție de tatuaje, ci și prin felul în care luptă. Lovituri foarte spectaculoase, în special de picior. Îl vedem pe Sorin Cârțu, fostul fotbalist și antrenor, actual antrenor, venit aici la Craiova. Sunt foarte multe VIP-uri ce asistă la această gală. Îl vedem intrând... un meci revanș între Filip și Nastase. În 2015 a câștigat Nastase după luptă foarte, foarte spectaculoasă între cei doi. După acest meci avem main event-urile serii cu Moroșanu împotriva Scorpionului Ciuc și cu Andrei Stoica. Două meciuri bombă se anunță între cunoscuții luptători români. 33 de ani pentru Filip. 13 victorii, 6 din ele prin knockout și iată tatuajele despre care vă vorbeam. Printre cele mai frumoase tatuaje dintre toți luptătorii pe care i-am văzut în gale. Și face apariția în ring și ciobănașul Nastase. Luptător ce a avut o ascensiune fulminantă în ringul de kickboxing. A fost o adevărată surpriză victoria sa din 2015 în fața lui Alex Mascatul Filip sau Anonymous, cum se mai spune, luptătorului din Constanța. Au fost și voci care au contestat victoria lui Filip în fața lui Nastase. O să-l fac knockout de data aceasta și nu o să mai fie loc de nicio discuție, spunea Nastase. A fost un dialog spumos de la distanță între Nastase și Filip. Se antrenează alături de Cătălin Moroșanu la Scorpion Siaș. Bogdan Nastase este unul dintre idolii săi, Moroșanu. Îl vom vedea în scurt timp și pe Cătălin Moroșanu luptând în main eventul acestei gale de la Craiova. Aproape 5.000 de oameni îi susțin pe luptătorii români aici în sala polivalentă din Craiova. Ladies and gentlemen, presenting the blue corner. Provine din Kyokushin, Alex Stoica are niște knockout-uri senzaționale în carieră reușite. Din Constanța, de la Sharks Gym, antrenat de Daniel Asaftei, în dreapta imaginii, este polițist Alex Filip, poreclit Anonymous. Avem un meci între un polițist și un cioban, pe bune meserile celor doi, pentru că Nastase chiar este un cioban. Am văzut acea haină specifică ciobanilor, dar și toiagul sunt uneltele sale oficiale, cele cu care chiar mergea cu oile. Chiar dacă ți-aduci aminte, Sorin, când a apărut în gale, când intra pe scenă, începea să fluiere, să aibă tot felul de gesturi reale la din viața cu zi cu zi. Găleata cu brânză. Din comuna Coarnele Caprei este originar Bogdan Nastase. A reușit câteva lupte memorabile și Nastase, cred că el are meciul în care s-au dat cei mai mulți pumni în Super Combat. Un meci cu un grec, o luptă fabuloasă a fost atunci între Nastase și acel grec. Cezar Gheorghe, arbitrul uriaș din ring, împarte dreptatea la această luptă dintre Nastase și Filip. Începe meciul.
Ambii luptători s-au amenințat cu knockout-urile. Asta după ce prima luptă dintre ei s-a dus în decizie. A fost un meci foarte spectaculos atunci. Să sperăm că la fel va fi și acum. Vom vedea multe lovituri de picior din partea lui Filip, luptătorul din stânga, plin de tatuaje, și multe lovituri de braț din partea lui Nastase. Nastase a reușit să-l învingă atunci pe Filip cu un ochi practic închis, cu o umflătură foarte mare. A încasat și el câteva lovituri puternice de la Filip. Iată, se iau la bătaie cei doi. Face pasul înainte Nastase. E normal, pentru a închide distanța și pentru a-și plasa loviturile de braț. A reușit meciul verii în această vară la București, în prima gală Dynamite, Nastase, când l-a făcut knockout pe Hannibal Da Cruz, l-a spulberat pe acel luptător. Pune presiune acum, face pasul în față, vine peste Filip. Și încă n-am văzut nicio lovitură din întoarcere sau din rostogolire pentru Alex Filip. Niște execuții spectaculoase pe care le stăpânește foarte bine. Cu astfel de execuție a ajuns în knockout-ul anului, inclusiv pe anumite site-uri de specialitate din America, Alex Filip. Bună contra de stânga a lui Filip. Controlează bine distanța Filip în această primă rundă, mult mai exact în execuții. Nastase a încercat să închidă distanța, a reușit de două ori, însă în marea majoritate a cazurilor a fost contrat de Filip. Se împiedică Filip. Este și puțin alunecoasă podeaua din ring. Au fost multe meciuri, apă, sudoare și sânge am văzut la anumite lupte. Bun, acum loviturile lui Nastase. Ne apropiem de finalul primei runde. Care păcare, să fie război, să fie sânge, unul dintre noi o să cadă, spunea Nastase după cântarul oficial de ieri. Am revenit la Craiova, Alex Filip în stânga imaginii și Bogdan Nastase în gala Dynamite. Imediat după acest meci încep main eventurile Andrei Stoica și Cătălin Moroșanu. Se încing lucrurile aici în ring. Nastase pune presiune pe adversarul său. Genunchiul Nastase este blocat. Lovește cu low kick-ul
Filip. Multe lovituri de picior, așa cum anticipam, Nastase reușește să contreze, însă cu croșeul de dreapta. O, se accidentează Filip, cred că i-a sărit umărul. Bravo, Bogdane! Doi! Da, ascultă numărătoarea lui Cezar Gheorghe. Am mai văzut astfel de accidentări și șansele de a continua meciul sunt aproape zero. 8. Probabil o accidentare dinainte de acest meci a dus la acest moment. Continuă meciul Alex Filip, însă vom vedea, iată o lovitură spectaculoasă din întoarcere. Joacă, cred că, ultima carte, ultimele cărți Alex Filip. Iată, abia își mai ridică brațul, se termină acest meci. Ghinion teribil pentru Alex Filip la meciul revanșă cu Nastase. Se întâmplă astfel de accidentări.